Vă salut dragii mei! Prăjirea alimentelor este o metodă de gătit destul de banală la îndemâna tuturor. Nu ne consumă foarte mult timp și nu necesită multe calități în arta gastronomiei. Cu toate acestea, consumul frecvent de alimente prăjite ne tulbură starea de sănătate, motiv pentru care nutriționiștii și medicii ne recomandă să evităm pe cât posibil consumul de alimente prăjite. Iată întrebarea de astăzi: De ce prăjirea alimentelor ne afectează starea de sănătate? Fără niciun dubiu, mâncarea prăjită conține mai multe calorii decât mâncarea gătită în orice alt mod. Acest lucru se întâmplă deoarece uleiul rămas la suprafața alimentelor este absorbit în aliment în timpul procesului de prăjire. Grăsimea și implicit lipidele sunt compuși importanți pentru organismul nostru, însă o cantitate prea mare nu este recomandată. Grăsimea conține de două ori mai multe calorii decât proteinele și carbohidrații. Ei bine, aburul supraîncălzit se eliberează în mâncarea prăjită pe măsură ce aceasta se gătește în uleiul fierbinte, limitând în modul acesta pătrunderea uleiului în aliment în timpul procesului de prăjire. Absorpția uleiului în alimente se realizează în proporție de 80% în primele secunde după ce alimentul prăjit este scos din tigaie, astfel ștergând prompt excesul de ulei, Folosind hârtie de bucătărie, se va reduce semnificativ conținutul de grăsime în mâncarea prăjită. Lăsând de o parte caloriile, prăjirea alimentelor poate fi neprietenoasă sănătății dacă uleiul este încălzit prea tare. Atunci când uleiul încins eliberează un abur albastru sau un fum, are loc atingerea punctului de ardere sau de fumegare. Moment în care acesta dăunează grav sănătății, are un gust acru și amar și, din păcate, formează mulți compuși de natură toxică. Așadar, atunci când gătiți alimentele, prin prăjire, optați pentru un ulei cu punct de ardere ridicat și aveți mare grijă la temperatura la care ajunge uleiul încins.